vorbești. Acest Ilie Alex, absolvent al școlii de antrenori. A plecat la FCSB? Da. A fost la Coperciano. A fost la Coperciano. Da, acela este. Mulți de el, da. Ați auzit de el? Lucruri frumoase, am zis. Toată lumea foarte mulțumită de ce a reușit să facă. Da, a fost numit la Federația Română de Fotbal pe loturile de copii și juniori. Acum oamenii spun că ar fi, de fapt, pentru a-l îndepărta cumva pe Mihai Stoichiță. N-am să bag pe Pancone în discuția asta, că nu poate să ia locul... Nu. Alexe? Nu. Da, să nu se mai implice la loturi Mihai Stoichiță. Că știți că a fost o problemă ridicată și de muturi, ridicată avem, și de rădui. Păi cum să nu se implică? La ce se implică Stoichiță atunci? La ce se implică Stoichiță atunci? Dacă nu se implică la loturi, la ce se implică el? Păi, uitați. El ca să facă o propunere de antrenor, să se implice, să spună, domnule, antrenorul care a fost, păi, n-a făcut bine asta, da? Propune, păi, și propunem să... are nevoie de aprobare, păi, cum? De la director tehnic, de la președinte. Când trebuie lotul la... Eu mă duc cu lotul și ei se uită dacă da sau nu. Te întreabă, cine este ăsta, ce este ăsta? Nu cred. Nu cred că asta e gândirea. Și eu sunt convins că Stoichiță, ca să nu va pleca, pentru că în momentul când a început cu Burleanu această activitate, probabil că va fi în echipa lui până la final. E adevărat. Normal. Nu te lași, nu lași niște oameni care te-au ajutat în momentele grele. La oștat, important e să facem performanță, Victor. Că vorbeam mai devreme, atitudinea. Da? Uite, la ultima două jocuri cu Finlanda și cu Bosnia, echipa mare națională, prima echipă națională. Altceva a fost. Nu știu, bravo lui Edi, bravo celor care sunt antrenori și naționali, de lumea, a fost altă dăruire, altă atitudine. Da. Adică a fost jocuri în care cei pe teren erau plisiți. E adevărat. Pancone, ție cum ți s-a părut echipa națională în ultimele meciuri? Nu vreau să ne legăm de Iordănescu, de Rădoi, de Contra. Nu. Pur și simplu jucătorii, pentru că acolo ești în măsură. Să zicem că să comentezi de un antrenor nu e în regulă, dar să comentezi despre jucători ai tot dreptul. Ce te-a deranjat cel mai mult la jocul ăsta? Eu am fost la un singur joc live, așa, cu Finlanda pe Giulești, da, și am plecat încântat. După mult timp am plecat încântat de calitate, de atitudinea jocului. Totul a fost frumos, pentru că Finlanda e o echipă grea în momentul de față. E mai bună decât România în clasament. N-ai fost cu Muntenegru? N-am fost cu Muntenegru. Nu știu ce s-a întâmplat cu Muntenegru după aia. A fost un șoc și pentru mine. Uh-huh. A fost un șoc. Ne-au dat trei. Fără cei mai buni jucători. Da. Fără cei mai buni. Și uite că de la o selecție la alta, renunță la niște jucători. Renunță, pentru că cel mai important lucru al unui selecționer e timpul, clar. Tu îi convoci pe valoare fotbalistică, dar trebuie să-i cunoști caracterul, trebuie să-i vezi comportamentul, trebuie să vezi când îl trimiți în tribună, când pe bancă cum reacționează, dacă toată lumea face parte dintr-un grup. Și uite că s-au schimbat niște lucruri acolo, niște jucători foarte valoroși, români nu au mai fost convocați. Și poate asta era o... Eu cred că România a avut succes la echipa națională, două generații au fost, generația 94, bineînțeles, da, și generația lor cu Chivu, cu Mutu, cu el, cu... Da. Cine a fost Lobo, în perioadă? Rădoi. Lobo, Rădoi, contra, da. Rați, sigur. Rați. Deci, acolo era creat un nucleu de jucători. Erau 10 jucători, 12 jucători, care erau în permanență convocați, care duceau, să spun, greu jocul la echipa națională. Pe lângă ei, veneau jucătorii la acel moment în formă. Deci jucau în acest nucleu, jucau 7-8 titulari, erau incontenent, incontestabil prezenți și veneau lângă ei 2-3, forma de moment îi ducea acolo, da? Da. Și asta a contat foarte mult, pentru că acel grup de jucători, cum spune Pancone, impunea atitudinea în față de joc, schemele deja are 3 zile, 4 zile, tactic, nu mai lucrează oia de la început. Acești jucători 7-8-10 aveau o valoare incontestabilă. Toți jucau la club, afară cluburi bune. Cupe europene, Champions League. Erau fotbaliști, da? E, acest nucleu în clipa de față încă lipsește. Nu avem 7-8 jucători, că ăștia 7-8, jucăm cu ei toate meciurile, astea două campanii, și lângă ei vin alți jucători. Încă îi căutăm. Ba apare, ba dispare. De asta spune că asta mi se pare... Dar și aici, bazinul de selecție, domnul Dinu, e mult mai mic, mă refer valoric vorbind. Adică sunt jucători bine că au început să apară jucătorii de la U21 din Italia. Că românii se maturizează mai greu. Nu poți să știi. Se vorbește acum de Man la Milan, de exemplu. Da. Nu știi cum se întorc, Mihail e accidentat, dar nu știi cum se întorc chiar și în Serie A. Nu știi ce va fi peste jumătate de an, un an. Se poate schimba vorba ta și în 6 luni de zi se poate schimba lucrurile. Revine Ianis Hagi de la Rangers, nu? Nu mai e Stanciu, că Stanciu era altceva la Slavia Praga. Dar bine, n-aș care o Stanciu acum. Stanciu și cabine. Da. Și cu totul bun Stanciu. Mergem mai departe, vorbim un pic și de acest caz terifiant din punctul meu de vedere. Pancone, cum se pare tot haosul Mangia Răzvan Popa?
relația antrenor-jucător trebuie să fie strict una profesională întotdeauna. Oriunde găsești în lumea asta, au o înclinație sexuală, politică, au religie diferită. Nu. Între antrenor și jucător, doar profesional. Nu e, dacă e adevărat ce am citit pe acolo, e șocant. Problema este că și eu mi-am pus semne serioase de întrebare, pentru că nu poți să acuzi un om fără să ai progres 100%, doar pentru că a spus cineva. Da. Te poți gândi, poate a mințit copilul să se scuze de ceva în fața părinților și așa mai departe. Însă problema este că aceste discuții au existat și la Ascoli în Italia, există în România și acum există la Naționala Maltei, unde sunt două cazuri și s-a făcut deja plângere. Deci cumva, statistic vorbind, e cam ar avea dreptate oamenii exact. Când vorbesc. Spune. Exact. Nu, și vreau spus. Să te întreb... Nu, păi nu mă pui, că nu știu cum e, nu știu ce s-ar putea întâmpla. Păi nu știu. Nu știu. Tu cum ai fi reacționat dacă erai ca jucător să ai, Doamne ferește, situația de asta? Nu-i de râs, domnul, nu, e, un caz, e un caz dramatic, serios. Sigur că nu s-a întâmplat și nu știu cum aș fi reacționat. Dar probabil violent, ca orice bărbat, mă gândesc. Nu știu cum aș fi reacționat, dar nu e. Dacă lucrurile sunt adevărate, sunt foarte grave. Da. Domnul Dinu, ca președinte, cum a fi gestionat o astfel de situație? Antrenor? E greu. Nu e simplu de gestionat, pentru că... N-ai toate datele. N-ai toate datele și, la un moment dat, o parte o ascult mai mult, cea care reclamă, și partea care trebuie să apere are un punct de vedere. Da. Nu e simplu o decizie, dar eu cred că i-au greșit când au adus. De ce? Pentru că asemenea elemente erau și în Italia în discuție. Cred că atunci au greșit. Poate nu știu. Sau aici a spus că e vina lor, că nu s-au informat. Eu nu spun că poate nu e adevărat, poate pop aminte, nu putem ști. Dar și când a plecat la Ascoli, se pare că gura lui mi-a povestit că ăsta a fost motivul pentru care a plecat de la Ascoli. Ar fi urât. Ar fi urât pe fotbal românesc și ce e la Creva, să puși o postură total neplăcută. Pentru că, vezi, sunt două tabere. Unii acuză că n-au luat decizia imediat, au... Rotarul să apără că trebuie făcut o anchetă, o verificare, că nu poți să iei decizii de anumite. Ceea ce consider că și asta e corect, pentru că doamne, avea un contract. Și spune, da, nu mai ești antrenor, că în clase sexuale... Că a spus un jucător care, atenție, nu mai joacă la tine. Da. Era greu de luat decizia. Dar bine, vedeți că în comunicatul de presă trimis de Craiova, ca răspuns, se specifică acolo faptul că versiunea prezentată de părinți în acel moment este... diferită față de cea prezentată de mama jucătorului acum la GSP și că lucrurile ar fi stat nu invers, altfel. Ceea ce ne ridică niște semne de întrebare, domnul Dinu. Da, este punctul de vedere. Nu, asta ce ați făcut? Știu că e greu. Păi... E greu. Dar ce ați fi făcut? I-ați fi dat afară pe amândoi? Ați fi așteptat să faceți o anchetă și ați fi ținut pe amândoi? Cum ați fi procedat? Dacă vedem punctul de vedere lui Popa sau așa, pleca mangea imediat, bineînțeles. Da. Am avut un caz, dar rapid. Așa. Vă rog. A apărut povestea cu Doru Bratu. Așa. Vă amintiți? Da. A apărut Doru Bratu cu un jurnalist care... Da. Coleg de-al vostru care... Așa. Și am luat decizia imediat. Dat afară. Dar avea și dovezi. I-am dat hârtie în brațe și liber, te unde vrei. Până pe parcă la Chiajna, parcă pe la FCSB. Dar l-am antrenat și eu în Liga a treia. La Rapid? Da. S-a întors la Rapid după Da. Deci, cum a apărut în presă elementul clar, domnule, a fost și el în grupul ăla care e așa, imediat, trebuie să iei o decizie, pentru că lucrezi într-o jucătorii mei ajudecă. Colectivitate, da. Ai de mine, părinte, dacă intri în, te judecă vestiarul, nu e simplu. Și pe tine conducător, și pe tine antrenor, și jucătorii între ei, nu, trebuie tot. Revenim imediat și continuăm discuția. Da, am revenit și continuăm discuția. Cum spuneam, nu este de glumit, nu trebuie să intereseze pe nimeni orientarea sexuală sau politică, cum spunea Pancone. Într-adevăr, fiecare are dreptul să aleagă ce simte, ce gândește, cum simte, cum gândește. Însă, Pancone, religia la fel. Religia la fel. Corect. Și nu avem voie să comentăm astfel de opțiuni. Însă vreau să te întreb, realitatea vestiarului din fotbal, care este? Mai poate un astfel de jucător... El s-a și retras între timp, dar mai poate un astfel de jucător după un astfel de scandal să mai aibă o carieră, realistic vorbind, să mai facă parte dintr-un grup 100%, un grup care știm, fotbaliștii sunt ca o castă, ca o masonerie foarte strânsă. Au fost atâtea cazuri și în străinătate. Cred că înainte era complicat, acum nu cred că mai este complicat lucrul ăsta. Au fost mulți care le-au cunoscut și în Germania, și în Anglia, mi-aduc aminte. După ce s-au retras Pangone, Fițe și Berger, parcă. Nu, cred că au vorbit și... Dar chiar dacă nu sunt făcute publice, atunci oamenii le știu și sunt convins că există.
Există și la echipe de fotbal și handbal și rugby, oriunde vrei tu. A handbal, fete? Da. Volley, handbal, e adevărat. Da. Nu, deci nu tu spui că s-au mai schimbat vremea, nu mai e... Nu mai e complicat în ziua de azi. Nu. Nu cred că te respinge că ai o înclinație sexuală diferită cineva. Așa, poate văd eu lucru. În, și în lume, la fel, cred. Nu, zic glume, glume. Glume, glume probabil este foarte... Rămân pe tapet. Rămân pe tapet. Da, ați văzut că și Gardoș a spus, în momentul în care am ajuns la Craiova, asta era gluma în vestiar, că Răzvan Popa are ceva cu Mangia. Deci vorbea tot vestiarul, că și asta e, asta e un detaliu care complică situația un pic. Dacă vorbea deja tot vestiarul, după aia a fost acel caz celebru în care Mangia băga mâna în gât după meciul cu Botoșani în vestiarul lui Popa, a avut o criză de nervi la adresa lui. Au fost multe lucruri acolo, domnul Dinu, care... Da, să sperăm că n-are să facă nimeni. În acest moment ce poți mai face? Noi în România nu putem face, nici poate fi acuzat de agresiune sexuală pentru că a trecut, s-a și prescris faptul că a trecut atâta timp. Da? Doi, el e plecat, Popa s-a lăsat. În momentul ăsta lucrurile sunt așa. Și vede de presă care se va rostogui până la urmă dacă nu o să mai fie de interes. Pentru că... De interes este, vă spun altceva, pentru că din punctul meu de vedere problema e mult mai profundă. Nu vorbim aici de Popa, de glumele din vestiară. Vorbim de faptul că se poate întâmpla cu niște copii. Ok, cum a spus Florin Manea, domne, Popa are 1,90 m, putea să-i dea un picior să se apere sau să... Foarte grav e când este implicată în această poveste, să zic așa, că l-armată un superior, antrenorul, da, președintele, da. Dacă se implica într-o asemenea... Asta e hărțuirea clasică, da, superiorul. Da, 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 da. Că el, în afara vestiarului, are asemenea înclinații cu foși colegi de liceu, sau treaba lui asta, dar asta e, agravează lucrurile, când cel care... Se folosește de poziția de forță pe care o are. Cariera ta depinde de el. Depinde de el cariera. Eu asta spun. Adică gândiți-vă că astfel de oameni au acces la copii. Pleacă în cantonamente cu copii. Doamne ferește! Nu că s-a întors în condamnații, pentru că da. Special... Poate ar trebui forurile conducătoare ale sporturilor, nu știu, să fie mai atente. Cum teste psihologice. Teste.